Neuroradiologia intervențională înseamnă totalitatea procedurilor minim-invazive cu abord arterial-femural, prin care leziunile vasculare cerebrale pot fi tratate endovascular, interfața dintre pacient și medic fiind angiograful cu subtracție digitală. Pe scurt, neuroradiologia intervențională este o știință nouă, este o supra-specializare în radiologia intervențională, există de 30 de ani în lume. Este o știință care se ocupă cu un tratament minim-invaziv, ceea ce înseamnă că intrăm prin artera femurală sau prin artera radială prin cu ajutorul unei puncții și tratăm anevisme cerebrale sau malformații arteriovenoase cu ajutorul unor microcatetere pe care le montăm până la nivelul vaselor intracraniene cu ajutorul unui aparat de angiografie, care în cazul de față este un angiograf Azurion de ultimă generație. Tratamentul endovascular are multiple indicații. În primul rând vorbim de anevisme cerebrale peste 5 mm. În țările occidentale acest tratament este standardizat. În principiu 70-80% din anevisme cerebrale se pot și este indicat să se trateze în neuroendovascular, multiple avantaje, internare și timp de terapie foarte mic, 2-3 zile, pacientul pleacă acasă. Este minim invaziv, sechele neurologice care pot rezulta dintr-un astfel de tratament sunt foarte puține din punct de vedere statistic, există șansa de 0,5-1% să avem astfel de sechele, pe când operația neurochirurgicală deschisă are un grad de sechele, dacă vreți, un grad de complicații mult mai mare. Acest tip de procedură are riscuri mult mai scăzute comparativ cu rata de risc în cazul procedurilor de neurochirurgie deschisă. Spitalizarea este mai scurtă, iar recuperarea post-intervențională este mai rapidă comparativ cu recuperarea în cazul intervențiilor clasice neurochirurgicale.